Este ora 10, continuă știrile dimineții la Digi24. Ludovic Orban a plătit politic scorul obținut de PNL la alegerile parlamentare. După o discuție avută ieri cu președintele României, Klaus Iohannis, Ludovic Orban și-a dat demisia din funcția de prim-ministru. România are așadar de aseară un premier interimar, este vorba despre ministrul Apărării Naționale, Nicolae Ciucă. Colega mea, Ema Stoica, vine cu mai multe detalii în direct acum. Ema, bună dimineața, a ajuns noul premier interimar la guvern? Bună dimineața, bun găsit tuturor! Încă de dimineață a ajuns Nicolae Ciucă aici la guvern, unde și-a preluat deja mandatul și oficial, pentru că știm că acesta va fi premier interimar în următoarea perioadă, însă atenție, cu puteri limitate, pentru că executivul, în momentul în care este în perioadă de interimat, nu va putea să emită ordonanțe de urgență și sunt foarte importante ordonanțele de urgență, pentru că acestea intră în vigoare automat în momentul în care sunt publicate în monitorul oficial. Practic, nu mai au nevoie de aprobarea Parlamentului pentru a putea fi a-și exercita aceste atribuții. Pe de altă parte, poate în continuare guvernul să emită hotărâri de urgență, hotărâri de guvern, și acestea sunt foarte importante pentru că știm că în momentul de față România se află în stare de alertă. De ce sunt atât de importante? Ei bine, după ce Comitetul Național pentru Situații de Urgență decide să prelungească starea de alertă, executivul trebuie să emită o hotărâre de guvern prin care aceasta să fie prelungită. Și trebuie să știm că în momentul de față, pe data de 15 decembrie, această prelungire a stării de alertă trebuie să fie făcută. Practic, nu ar mai fi timp să fie investit un nou executiv, însă știm că acest executiv ar putea să rămână cel puțin, cel mult 45 de zile, cel puțin până în momentul în care își preia mandatul viitorul Parlament și va fi investit un nou executiv și un nou prim-ministru.